Am revenit și discutăm în continuare despre disputa privind trimiterea unui sistem de apărare Patriot în Ucraina și îl avem în direct prin telefon alături de noi pe acest subiect pe analistul militar Aurel Cazacu. Bună ziua și vă mulțumesc, domnule Cazacu, pentru Bună prezență. ziua și mulțumesc pentru invitație. Vă ascult. Domnule Cazacu, înainte de toate, aș vrea să revedem, să ascultăm ultimele declarații făcute de premierul Marcel Ciolacu, dar și de președintele Senatului, Nicolae Ciucă, pe acest subiect și comentăm apoi. Premierul anunță că a discutat într-un final cu președintele Klaus Iohannis pe tema donării unui sistem Patriot Ucrainei. Marcel Ciolacu s-a ferit să dea însă alte detalii. Am avut o discuție cu președintele României, urmează să luăm o decizie Cum în ce vă seată. raportați dumneavoastră la acest subiect, la trimiterea unui sistem Sunt ferm convins că după ce se ate, o Când să ar putea aflați să aibă loc decizia. ședința ce se ate? Acest lucru o să urmeze să ne anunțe Când ați președintele discutat cu României. președintele Klaus Iohannis? În aceste zile, zilele trecute? În aceste zile. Da, care e poziția dumneavoastră pe tema aceasta? Vă repet, este o decizie care se ia în CSAT. Aici nu avem păreri. Ministrul când vorbim Apărării de avea mai... apărarea națională. Reacția lui Ciolacu vine după ce în weekend șeful guvernului a declarat într-o emisiune la Antena 3 că ministrul apărării Angel Tâlvăr este sceptic cu privire la donarea sistemului. Domnul ministru al apărării are rețineri mari în ceea ce privește să dăm unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina. Da, de ce vă întreb? Dar decizia, repet, se ia împreună în CSAT, împreună cu președintele De ce român. Vă întreb? Eu cred că întrebarea este logică. Deci Polonia are două baterii însemnând 16 lansatoare și mai comandă 6. Și spune nu, suntem țară din prima linie, trebuie să ne apărăm noi. România are un singur sistem, ca să spun așa, operațional, nu funcțional, sunt toate, operațional e unul singur și s-a pus problema să-l dea. Unde e logic? Da, nu pe acesta operațional, ci pe unul din ăsta încă neoperațional. Momentan nu s-a luat o astfel de decizie. Recent, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, sublinia că discuția despre donarea unui sistem Patriot nu trebuie politizată. Este un subiect care nu trebuie politizat. Este o decizie care se va lua, așa cum a anunțat și domnul președinte, după analiza structurilor responsabile în acest domeniu, se va analiza în CSAT și pe baza detaliilor care însoțesc o astfel de decizie va urma o decizie asumată de la cel mai înalt nivel. Aici nu contează părerea personală a cuiva, nici măcar a mea. Este o chestiune atât de complexă încât trebuie să avem pe masă o analiză cât se poate de bine dezvoltată, cât se poate de bine acoperitoare. Săptămâna trecută, Iohannis a anunțat după întâlnirea de la Casa Albă că președintele american Joe Biden a cerut României să doneze un sistem Patriot Ucrainei. Atunci șeful statului a spus că o eventuală decizie va ține cont și de ce ar putea primi România la schimb. Da, așa cum am ascultat, premierul Marcel Ciolacu a anunțat astăzi că a avut o discuție deja cu președintele Klaus Iohannis și urmează să fie luată și o decizie în CSAT. Domnule Cazacu, din experiența dumneavoastră, ce decizie credeți că va lua într-un final statul român, oficialii români? Ce în primul rând vorba? Că statul român face, că România face parte din NATO. Această decizie trebuie luată împreună cu NATO. Ceea ce eu cred că ar fi foarte important este ca noi, având în vedere că apărăm flancul estic și suntem în prima linie față de Ucraina și dincolo de Ucraina, Marea Neagră și rușii sunt prezenți, eu cred că nu noi ar trebui să cedăm, pentru că și aici, dar imediat o să revin asupra modului prin care să se facă transferul. Deci nu trebuie ca sistemul să plece din România, este o problemă de a apăra flancul estic, apoi din punct de vedere al încrederii populației în armata română și în guvernul care ne conduce, trebuie să nu facem lucruri prin care populația României să nu mai aibă încredere în sistemul nostru de apărare
și datorită acestui fapt să crească din nou nivelul prin care foarte mulți tineri și familii tinere și populație să plece din România. Decizia se va lua împreună cu NATO, dar eu cred că normal ar fi nu din România să plece, ci dacă este să plece din Germania, care nu este în prima linie, din SUA, SUA să cedeze și așa mai departe. Și la noi ar trebui, că acum a ieșit la iveală faptul că avem 7 sisteme comandate, 4 sunt venite, doar unul este operațional, trebuie de urgență făcut ceva pentru operaționalizarea și celorlalte sisteme. Apoi, eu cred că cei care ne conduc, având în vedere că este și an electoral, având în vedere că România este o țară în care foarte mare parte din populație de-abia își duce traiul, trebuie clar să se explice dacă va ajunge ca România să cedeze un sistem, să se spună clar cum se cedează, dacă în urma cedării Statele Unite ni-l vor da înapoi, pentru că aceste sisteme sunt plătite din banii poporului, sunt banii din banii de la buget și este normal ca populația care a plătit bani și a făcut eforturi pentru acest lucru să nu, acești bani să nu fie pierduți și să ni se impună așa de la sine. Odată impunându-ne, deci sunt bani pierduți, și al doilea aspect este că ni se impune, iar sistemul de apărare românesc va scădea puterea de apărare, ceea ce nu este normal, având în vedere că, mă repet, suntem pe flancul estic al NATO și nu apărăm decât numai România, apărăm întreaga Europa. Da, Grecia și Spania, de exemplu, domnule Cazacu, știu că au refuzat această cerere a Ucrainei de a trimite sisteme Patriot. România nu poate face același lucru? Păi poate să facă și tocmai aici este problema, ca cei care ne conduc acolo în CSAT să găsească soluții, să stea de vorbă și să găsească soluții prin care să justifice un eventual refuz. Este ceea ce eu am spus. Deci nu noi care ne aflăm în prima linie trebuie să cedăm aceste sisteme de apărare, ci cei care sunt departe, pentru că deci ca să ajungă în Germania, ca să ajungă în Spania sau în alte, sau în SUA, este cu totul altă poziție. România are o poziție foarte delicată aici, în care gândiți-vă că dacă rușii, acum că va veni vara și solul, care este un sol mlăștinos de la gurile de vărsare a Dunării și în zona dincoace de între Odessa și brațul Chilia se întărește, gândiți-vă că Putin a câștigat un nou mandat. După părerea mea strict personală, că a fost militar, Putin nu va accepta ca să nu vină în continuare, el are încă 6 ani un prim mandat și în continuare, pentru că el nu știe altceva. Pentru el războiul este esențial. Dacă el oprește războiul, automat va intra într-un proces de analiză, de condamnare, pentru că au murit oameni și sunt multe de discutat în acest sens. Și atunci el nu are de făcut, pentru că acest lucru lui îi aduce profit. El nu trăiește, Rusia nu este o țară normală care să trăiască muncind, producând și vânzând. Nu, el trăiește din ce vinde, din ce scoate din pământ. Și uitați-vă pe primele 10 țări din această lume, în care este India, China, SUA, Indonezia, Pakistan și așa mai departe. El pe primele 2, care au o populație foarte mare, sunt 3 miliarde de oameni acolo, el le livrează energie. Și de aici el face bani. Iar el acum a luat deja măsuri și eu cred că prin schimbarea ministrului apărării, în care a pus un economist și un specialist, el își dorește să dezvolte industria de apărare. Este o problemă esențială pentru el. Da? Pentru că eu nu cred că el nu va avea un interes, cum zic eu, să câștige, să cucerească Parisul, Londra, eu știu mai de... Nu, problema lui este aici, unde sunt rușii, unde sunt alte probleme, să întrețină războiul, pentru că numai în felul acesta el va avea asigurată desfacerea acelor resurse. Deci dacă România ar intra direct în vizorul Rusiei România ar intra direct în vizorul Rusiei și gândiți-vă că poate Rusia, nu știu dacă are ce să ia din România, dar se simte jignită, se simte și nu uitați. Deci uitați-vă ce s-a întâmplat. Președintele Chinei a venit și s-a dus lăsând Franța, că să nu uităm.
O lună înainte s-a întâlnit președintele Chinei, s-a întâlnit cu cancelarul german și cancelarul german, avionul oficial a fost însoțit de încă un avion cu cel puțin 150-200 de oameni de afaceri și a marșat și China decartează puternic pe partea economică. Președintele Chinei a fost în Franța și după 3 zile când a fost manifestația de la Moscova, ambasadorul Franței s-a dus în tribună. Deci s-a întâmplat ceva acolo, chiar dacă domnul Macron spunea clar, eu atac Rusia, fac că m-a jignit. El este jignit prin faptul că în țări din Africa, de unde scotea uraniu, nu mai ia uraniu. Și acolo a venit rusul și își face de cap. Da? Pe țările, pe fostele țări de unde era Franța, unde domina Franța. Acum, deci problema este delicată pentru România. S-a dus președintele Chinei în 2 țări foarte mici, care este Serbia și Ungaria. Știți cât reprezintă aceste 2 țări? Că m-am interesat. Reprezintă, deci, 1,2% raportat la populația Chinei. Foarte puțin. Sunt țări mici, dar are nevoie de ele. Ați văzut, uitați-vă la ce au făcut, ce documente au semnat. Gândiți-vă că dacă Putin vine la brațul Chilia, Dunărea este un teritoriu internațional. Numai așa ca să-ți gândărească, Europa va băga vapoare pe Dunăre care se vor duce în Serbia. Dunărea trece și prin Serbia și prin Ungaria ca apă interioară. Și e foarte complicat. Dincolo de asta cine? E Austria. Austria cu cine? Cu Rusia. Da? Deci este foarte complicat pentru noi, iar dacă el se va duce și în urma alegerilor va crea criză în Moldova, România va fi încercuită. Gluma e glumă, dar România, cum zic eu, s-ar putea ca dintr-o, cum așa spun mulți specialiști, că vezi, doamne, că e ca o colonie, România s-ar putea să ajungă bază militară la ceea ce se întâmplă aici și ce putem noi apăra, pentru că dacă Polonia vine și apără flancul estic într-o anumită poziție, noi apărăm flancul estic la Marea Neagră, ceea ce este foarte interesant din acest punct de vedere. Și multe de discutat și în contextul cu Israelul, și cu atitudinea Turciei, și cu atitudinea țărilor asiatice și așa mai departe. Deci nu avem deloc o situație care să ne ofere confort și care să ne permită să nu ne intereseze viitorul României și al faptului că deci populația României nu mai trebuie să aibă curaj să reziste aici, să lupte și să ne dezvoltăm. Pentru că părerea mea este următoarea. În cazul în care mă apăr, ca să mă apăr trebuie să mă dezvolt economic. Eu, ca să mă apăr, trebuie să îl descurajez pe inamic care este rusul, cresc încrederea populației și de aceea nu trebuie să cedez acum nicio rachetă Patriot, ci trebuie să cer părții americane și NATO să vin să produc. Urmează în zilele următoare și mi-aș dori să acordați atenție, urmează o expoziție militară la București din cele mai importante 12 firme din lume producătoare de armament și este un lucru foarte important prin care România trebuie să se lanseze. Încă un minut și m-am oprit. Deci relansarea, cele 3 elemente, descurajare, creșterea încrederii populației și dezvoltare economică, cumpărarea de armament are un scop și acela de a dezvolta economic. Ca eu să produc, pe lângă preluarea serviciului mentenanței, piese de schimb, muniții și așa mai departe, eu produc în România, eu dezvolt industria românească prin integrarea industriei românești în industria europeană și dezvoltarea industriei orizontale care mi-asigură componente și piese de schimb și tot pentru industria militară. Domnule Cazacu, nu este un lucru rău acesta. Da. Eu vă mulțumesc că cu atât mai mult așteptăm cu mare interes decizia CSAT-ului, practic decizia României, ce decizie vor lua oficialii români cu privire, iată, la un subiect extrem, extrem de delicat. Domnule Cazacu, eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră astăzi în direct la Puterea Știrilor și pentru informațiile și explicațiile oferite. Încheiem aici o nouă ediție a emisiunii Puterea Știrilor, dar vă dau întâlnirea și mâine, ca de obicei, de la ora 16, live pe pagina noastră de Facebook și pe contul oficial de YouTube PS News. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și vă doresc o seară cât mai plăcută!